Suntem la Goodwood Festival of Speed, după Geneva, după Le Mans, iată că ajunsărăm și la festivalul vitezei. Ok, nu mergem la Neversea, nu mergem la Electric Castle, nu mergem la Untold, nu mergem la Beach Please, dar mergem la Festival of Speed. Nu pot să-mi ascund bucuria. Și trebuie să le mulțumesc o dată celor de la MG care anul acesta sărbătoresc 100 de ani și care m-au invitat și trebuie să-i mulțumesc și lui Dan Scarlat de la Top Gear pentru că el nu a putut să vină deoarece a avut altă deplasare la o Renault Symbioz, cred, și m-a propus pe mine pentru deplasarea asta în numele revistei Top Gear România, motiv pentru care voi fi veșnic recunoscător. Dane, îți dau o navetă de bere și trebuie să vă mai mulțumesc și vouă pentru că dacă voi nu erați abonați și voi nu vă uitați la clipurile mele, eu nu aș fi fost acceptat de către cei de la MG să vin la deplasarea asta. Așa că vă mulțumesc și vouă. Din nou, dacă vreți să susțineți canalul, abonați-vă și dați un like. Nu mai lungim, o să facem două episoade de la Goodwood. Primul va fi cu MG, al doilea va fi cu toate celelalte mașini. Și fiți atenți ce mai avem pe aici. Pagani Utopia, noul BMW M5. O grămadă de mașini interesante, gata. Nu mai lungim de la Goodwood Foss. Mașini cu Luci Popa, nu vine să cred că spun asta, începe. A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport car vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical, nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat. Două lucruri pe care nu le putem controla sunt vremea, dar nu cred că e nevoie. La Goodwood e un soare fantastic, m-am îmbrăcat gros, gândindu-mă că o să fie 16 grade, uite că sunt mult mai multe. Și doi, nu putem să controlăm mulțimea de oameni care a venit să se uite la mașini, evident. Și asta este ziua de joi, ziua de presă, ziua în care sunt cei mai puțini oameni. Acesta este noul MG HS, HS, cum vreți să-i spuneți. Am testat versiunea actuală, să-i spunem așa, care are un oarecare succes pe piața din România. Cred că este cel mai vândut MG în România. Aceasta este noua generație, doar ce a fost prezentată astăzi la Goodwood Festival of Speed și noi suntem aici să o vedem. Prețurile 25.000 cheală, 29.100 full. Deci ce vedeți aici este, bine, nu știu dacă e versiunea full aici, dar avem prețurile pentru România, 25.000 cheală și 29.100 de euro cu TVA inclus full. Deci, ce să mai. Și este o mașină care se bate în clasa compactă, se bate chiar la limita superioară a clasei compacte pentru că are 4,6 m lungime. Deci, e cam cea mai ieftină mașină în gama asta de preț. Deci, Duster 28800 sau asta. Ce drept asta este, din câte știu, deocamdată doar tracțiune față. Și are doar un motor 1.5 pe benzină, 125 de kW, care înseamnă 170 de cai putere. Voiam să deschid capota de pe stânga, dar are volan pe dreapta. Bun. Hai să vedem dacă putem să deschidem capota. Cred că este același motor, doar că este un picuț mai nou. Vă dați seama că toată lumea a venit aici să vadă mașina și ele sunt împuțite pentru că, opa, avem amortizor, avem antifonare și ăsta este 1.5 turbo. O, uite ce capac! E capac moale. La Volvo capacul moale cauciucat era pentru siguranță, să dai cu capul în capotă și să dai după aceea ceva moale, nu ceva tare. Pentru că un cap de om poate să îndoaie o capotă, dar mai greu cu motorul. 1.5 turbo benzină, nu mai țin de ce cuplu are, dar are 170 de cai putere. 1.5 turbo. Mașina făcută tot în China, tot de către SAIC, Shanghai Automotive International Corporation, și evident avem SAIC Vision LED System. Farurile sunt full LED, nici nu ne-am aștepta la altceva. Acesta este designul. Avem chiar și lumini de ceață LED, senzor de parcare. Designul ăsta nou cu grila mult mai mare, o grilă similară cu ce am văzut pe MG3. Și o să mai auziți motoare pe aici pentru că oamenii urcă hill climb la Goodwood aici
este un hill climb. Ia uzi. Nu părea să fie o mașină de Formula 1. N-avea sunetul ăla de mașină de Formula 1. Putea să fie o mașină de Le Mans sau altă. It's ok, it's ok. It's alright. Grila mare, radar în față. Hai să vedem și... Avem Bridgestone Alenza, care sunt niște anvelope destul de folosite în industrie pe modele de genul ăsta, în clasa asta. Jantele frumoase. Da. O să prezentăm mașina asta pe larg la noi acasă în România. Jante pe 19, 2, 5, pe 19. Sunt curios. Și anvelopele sunt făcute în China, mai mult ca sigur. N-ar avea de ce să nu fie în China. Avem negru lucios pe aici, negru lucios pe aici, cel puțin la varianta asta, iar aici o să fie o cameră pentru sistemul de camere 360 de grade. Aici nu este încă acest sistem de camere. Mânerele sunt ca la MG4, ca la MG4, versiunea electrică, imitații de fibre de carbon. Aici negru lucios în zona asta, ușile acoperă pragurile. O să mergem și la interior imediat, dar vreau să terminăm cu exteriorul. Ușa spate e foarte lungă. Foarte, foarte lungă. Hai să vedem dacă se deschide la 90 de grade sau la mai puțin. Nu se deschide la 90 de grade, dar cred că poți să intri destul de ușor înăuntru. Nu mai miroase a plastic chinezesc în ea. Primele mașini chinezești aduse la noi în țară aveau mirosul ăla de plastic chinezesc. Ce are loc acolo, o să vedem și interiorul. Discuri de frână normale pe spate. Da. Este neavând tracțiune integrală. Ăsta este motivul pentru care mașina e un pic mai ieftină. Dar hai să vedem spatele. Ăsta este spatele noului MGHS. Senzatorul luminoasă 3D. Frumos integrate stopurile. Ia stai să mergem mai departe ca să putem arăta. Reflectoarele jos. Guri de evacuare false. Pare că avem un unghi de degajare destul de bun. Așa. Și poți să dai cu țeava dacă ești atent. Da, dar nu cred că vor fi astea cazurile pentru un SUV cu tracțiune față. Am căutat în comunicatul pe care mi l-au dat cei de la MG să văd dacă avem volumul portbagajului. Pare să fie undeva 500 ceva de litri la prima vedere, că în informațiile pe care le-am primit eu nu erau. Avem o copertină normală, serie de șasiu de China. Știți ce am observat în marea... Uite ce podea. Și material interesant pe podea aici. La alte modele, alte mașini am mai văzut așa. Ia, avioanele se văd. O să vă mai arăt dacă mai pot. Avem kit de pană, aparent. Avem roată de rezervă. Aici va fi versiunea, va fi bateria pentru versiunea plug-in hybrid. Bancheta se rabatează, mocheta e destul de groasă. Aici e un pic mai subțirică. Hai să vedem. De data asta rezervorul se deschide simplu, normal, de la buton. Benzină 95, nimic greșit aici, tot în jurul valorii de 50 de litri. Aici avem un pic de crom, 3-4-lea geam aici. Hai să vedem bancheta de materiale. Moale aici, dar este spumă de asta cusută, după cum vedeți. Acum poate se vede mai bine textura, că am refăcut focusul la cameră. Deci avem plastic moale care este cusut. Aici avem tot plastic moale. Hai să vă arăt și textura. Moale și aici. Pare să fie o imitație de piele în zona asta. Din nou, plastic moale cusut și aici. Da? Aici tare. Aici tare. Buzunare destul de măricele. Și boxele. Ancheta e destul de moale. O să luăm loc și la interior. Hai să vedem dacă se poate rabata. Destul de ușor și mai e ceva loc până la șofer. Se vede mochetă moale și în zona asta. Destul de interesant. O podea plată. Nu avem un tunel, dar avem guri de ventilație. E bine că nu avem tunel pentru spațiu. Suporturi de pahare cu bază cauciucată pe care o poți scoate să o speli.
Nu avem ski hatch, dar hai să vedem cât de confortabilă este. Cât de confortabilă e mașina. E mai confortabilă decât modelul anterior. Ștetierele sunt destul de moi, bancheta e destul de moale. Spațiu e, la picioare e, vă deranjez pe cei din față. Interesant este că au pus USB-A, nu au pus USB-C în spate. E bine că ai, nu contează de care e, contează că ai. Luminile sunt aici, cu LED, mânerul e amortizat, mâner și la șofer. Plăsuța aici în față, child lock-ul manual și hai să luăm loc la interior. În cuiere de scuiere. Pare să ia detaliile de la MG4. MG4 a fost primul model de generație nouă MG. Și văd că și aici, da, fac cam la fel. Cotiera nu se extinde, avem wireless charger aici. De parcare electrică, auto hold, hill descent control, schimbătorul nou, care e bine amortizat, nu face clank, face, nu se aude nimic, e foarte bine amortizat. Bază cauciucată la suporturile de pahare, priză de 12V, USB-A, USB-A, doar ăsta este pentru Apple CarPlay și Android Auto, care oricum vor fi wireless și în standard. Senzorul de temperatură de la climă se deschide capote de două ori ca la BMW. Aici reglez farurile, ceea ce ne dă de înțeles că nu sunt faruri cu auto leveling, deci nu sunt matrix LED-uri, sunt doar niște LED-uri normale. Aici avem un spațiu de depozitare, e ciudat să stau pe dreapta. Butoanele sunt exact la fel ca la MG4 și butoane scurtături pentru climatizare avem în zona asta. Yeah. Reglajul este electric la scaun, cel puțin aici. Avem suport lombar, avem. Îl facem acum. Yeah. Și ceva e destul de interesant. Ori e reglată oglinda asta de către altcineva care a fost aici destul de ciudat, dar mi se pare că stă prea spre mine. Probabil dacă aș fi în stânga ar fi la fel, dar m-am obișnuit eu cu oglinda să stea pe stânga. Sunt curios dacă putem să... Nu, n-are nicio cheie. Ecranele sunt moarte, dar avem două ecrane, două display-uri. Gândiți-vă la display-ul de la MG4 aici și gândiți-vă de la alt display, unul mai nou în zona asta. Deci le avem pe toate. Moale aici, tare aici, moale aici, tot așa cusut în zona asta. Dă-i textura, moale aici, moale aici, oglinda subțirică, lumina e cu LED, butonul de SOS, lumină, adică parasolar cu lumină, dar parasolarul nu se extinde, nu ne așteptam să facă chestia asta. Da, și mânerul este acolo. Volanul se poate și el regla, exact același volan de la MG4. Adâncime, înălțime, nimeni nu mai vrea altceva. Și aici e o cameră, un senzor, cred că e camera de monitorizare a atenției șoferului. Ce informații am mai aflat între timp? Avem așa, o cameră frontală de 8 megapixeli. 8 megapixeli înseamnă undeva aproape de 4K. Și are un unghi de 120 de grade, un unghi foarte wide. Mai avem alte 4K. Wow. Păcat că stiu pus prost aici, nu văd. Mai avem alte 4 camere wide și încă 5 camere periferice de 100 de grade pe aici, prin jurul mașinii. E, astfel se realizează imaginea aia de 3D 360 de grade, pe cum o știm noi. În ceea ce privește radarele, avem 3 radare millimeter wave, adică aceeași tehnologie care se folosește la telefoanele 5G, 12 radare ultrasonice și la camerele față și spate vom avea 4 dinamice. Dimensiunile 4 m600 lungime, deci e destul de măricică, mai mare decât Tucson, mai mare decât vechiul HS. 1,89 m lățime, 1,66 m înălțime, e fix la fel de înaltă. E un pic mai înaltă decât mine. Ampatamentul 2,75 m destul de ok. Și cam atât, că portbagajul nu știu. Însă ce pot să mai spun despre motor? 1.5 turbo injecție directă, în cazul în care n-am zis, 170 de cai, 275 Nm, randament 38%, destul de ok.
și masă 119 kg motorul. Alt lucru pe care pot să-l mai spun este că mașina va obține, sau cel puțin așa vor chinezii să obțină, 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP. Și duzele nu sunt integrate în ștergătoare și, după cum putem vedea, nu avem nici parbriz încălzit, dar avem trasee, canale pentru apă, ca atunci când speli parbrizul să nu ajungă pe la geam. Pe la geamul lateral. Mașina are și deflectoare din astea aerodinamice în față și, per total, a fost îmbunătățit, zic eu, coeficientul aerodinamic. Ce părere aveți voi despre mașină? Merită banii, nu merită banii? 25 cheală, 29 full? Spuneți în comentarii. Una din mașinile în jurul căreia roiesc toți oamenii, în special englezii, pentru că ei sunt mari pasionați de decapotabile și de roadstere, am impresia că din Europa ei cumpără cele mai multe decapotabile, deși au cea mai proastă vreme, deși acum nu pare să fie așa. MG Cyberster o să vină și la noi în țară, pe la sfârșit de vară. Și ăsta este MG Cyberster GT. Și pentru cine nu știe, chestia asta e electrică. Totul este electric la ea, de la motor, la uși, la absolut tot. Arată într-un mod spectaculos, e foarte joasă, arată ca un roadster normal și destul de bine gândită din punct de vedere aerodinamic. Are chiar și niște grile active aici în partea de jos, grile active aerodinamice. Culoarea este interesantă, farurile sunt LED, evident, nu prea se mai fac mașini fără LED. Sistemul de frânare este Brembo și anvelopele sunt, fiți atenți aici, Pirelli P0 Elect, adică fix aceleași anvelope care se pun pe Tesla Model 3 Performance. Frâne mari, nu știu, 3,75 mm zic eu, da, făcute de Brembo, jante destul de interesante, cu dimensiunea de 20 de inci, ușa se deschide electric, se închide electric, are și camere 360, mult negru lucios, un parbriz destul de plonjat. Păcat că am ghiozdanul în spate, că astfel aș putea să mă urc eu ușor în ele. Și probabil e o versiune 100th anniversary, pentru că marca împlinește 100 de ani anul ăsta. Ei, și aici avem un senzor care îi spune mașinii dacă poate să se deschidă sau nu, dacă lovește ceva sau nu. Și mai avem unul aici ca să-i spună în sus dacă lovește ceva, și aici e butonul. Negru lucios. Două motoare, tracțiune integrală, 503 cai putere. Cuplu nu mai țin minte cât are. Are. Oricum, suficient cuplu. Suta în 3,2 secunde, 200 de km la oră viteză maximă. Cuplu e undeva la 725 Nm, cam așa. Cam așa. Ia. Așa arată de la spate. Semnalizatoarele sunt săgeți, arată direcția în care merge mașina, avem o bandă LED care traversează mașina, dar e greu să se vadă că mașina e roșie. Cyberster e scris cu un fond destul de interesant, cameră spate și portbagaj, destul de spațios. Mochetuță, frumos. Și kit de pană, la fel ca la orice alt. Engine și o priză de 12V în spate, ceea ce e destul de interesant. Difuzor de aer, lumina acolo de marș arier, similară cu ceea ce vedem în Formula 1. Difuzorul presupun că are ceva rol funcțional, nu cred că este doar estetic. Pe spate, cred, anvelopele sunt un pic mai late. Nu-s 2.45, sper să fie un 2.75. Fix 2.75. Portul de încărcare e aici, se încarcă cu 144 de kW DC, baterie 77 brut, 74,4 net kWh. Nu știu dacă are pompă de căldură, ar trebui să aibă, dar are cam orice altceva ai avea nevoie. Oamenii încearcă să o capoteze, să o decapoteze. Sunt curios cât de grea e o ușă din asta și cât de greu e de reparat. Serie de șasiuri de China și aici, evident. Se profăiesc destul de ușor mașinile aici pentru că, na, e câmp. Salut! A, uite, se capotează, se decapotează Cyberster. Altceva. La fond textil, evident, există și o versiune GTS acolo cu P. Avem o surpriză cu GTS-ul puțin mai încolo. Uite-vă că merge, se decapotează.
Așa. Ce să zic, și hai să vedem dacă puteți să intrăm noi la interior, să vă arătăm l'interior. Capacele astea sunt de plastic. De aici ies elementele de siguranță în caz de răsturnare. Da, ies două roll baruri, cum vreți să spuneți. Astfel încât tu, când aterizezi cu mașina, să nu aterizezi neapărat în parbriz. Parbrizul se rupe, montantul e destul de subțirel, în comparație, nu e subțirel, e mult mai gros și ranforsat față de o mașină care are plafon. Dar chiar și așa, neavând structura, există riscul ca parbrizul să crape un pic mai ușor. Hai să luăm loc la interior, la Cyberster pentru prima dată. Ok. Și ia să vedem. Ha! Ce tare. Ei, imaginează să faci asta. Da. Și vă spun că se deschide tot de aici. Volanul e ceva din zona MG4. Ai KERS și moduri de rulare. Asta e foarte tare. Sport, Custom, Comfort. Aici ai KERS. Ce tare. KERS-ul care este gradul de putere. Kinetic Energy Recovery System, adică practic regenerarea și după aceea livrarea de putere. De aici se decapotează, de aici se deschide cealaltă ușă, avem suporturile de pahare, avem piele cu Alcantara, suport de telefon, puș aici ca să ridici, un ecran aici, schimbătorul de viteze în zona asta, ai trei ecrane în zona asta, nu o să stăm să le testăm acum pentru că mai așteaptă lumea la coadă, dar o să le testăm când vine mașina aici. Butonul de Super Sport, care cine știe ce face, ori trece pe Super Sport, ori îți dă toate resursele, un suport aici de ochelari sau ce alte mașinuțe, Alcantara pe plafon, avem parasolar din ăsta metal magnetic cum este la Tesla și culmea, avem o oglindă normală. Deci cam ăsta este interiorul lui MG Cyberster și aici mai avem niște butoane de urgență, niște cârlige plase sub buferul, boxe aici în spate, așa arată scaunele, da, interesantă mașina. O să o testăm și noi pe mașină cu Lucipop, așa că abonați-vă dacă vreți să vedeți. Ha! Clipul cu senzorul a recunoscut pe cineva, ia să vedem. Acum s-a ridicat de tot. Da. Și sistemul de sonorizare este Bose. Știți gluma aia, no highs, no lows, must be Bose. Bun, mulțumim pentru demo și acum hai să mergem la altă mașinuță. MG4 X-Power, ați văzut pe canal pe mașini cu Luci Popa, căutați-l, este mașina portocalie, dar una care încă n-a ajuns pe tărâm românesc, dar o să ajungă în curând și pe care o vom testa pe canalul mașini cu Luci Popa, este noul MG3, 200 de cai putere, 20.000 de euro, 20 de kg de H, 20.000 de motive să nu le lași, noul MG3. Hatchback de clasă mică, rival pentru Toyota Yaris Hybrid, Renault Clio E-Tech Hybrid, doar că are 60 de cai în plus și e mai ieftină. Deci ce mai vrei, române? Asta va fi o mașină perfectă pentru taxi, pentru Uber, pentru ride sharing, pentru începătorii care vor o mașinuță hibridă cu minte, motor 1.5 full hybrid, 197 de cai putere, aproape de 200 de cai putere oricum. Da, MG3. Hai să vedem ce știe jucăria să facă. Hai să vedem mașinuța și de la spate. Design simplu de MG Hybrid, 1.5, n-are 197, 192 de cai putere, greșeala mea, dar fiți atenți ce cuplu are 425 Nm pe tracțiune față și o cutie automată cu 3 rapoarte. Vă dați seama, e la MG HS plug-in hybrid au pus 10 trepte, aici au pus 3 ca să compenseze, știi? Facem o medie de 6.5. Cam așa arată mașina, LED în față, LED în spate, camere 360 de grade, un difuzor mai mult estetic decât real, aș spune eu. Culoarea albastră destul de interesantă, senzor de parcare, reflectoare, camera aici, MG3 Hybrid Plus, deci nu este hybrid normal, este hybrid plus, o lunetă destul de măricică, dacă este să mă întrebați pe mine. Hai să vedem portbagajul care se deschide foarte ușor. Opa! Sincer, nu știu cât are volum portbagajului pe din afară. Grosomodo, aș spune undeva în jurul a 300 de litri. 270-300 de litri. Și aici avem bateria de 12V a mașinii, Saic Motor, baterie de 12V, asta e bateria sistemului hibrid care se află, cred, sub bancheta spate, o să vedem dacă are răcitoare, adică niște prize de aer pentru ventilația aerului cald de la baterie, trebuie să aibă. Bancheta, aparent, este rabatabilă 1 la 1, nu este 60-40, avem o serie de șasiuri de China aici,
Și, na, o deschidere ok, o margine de încărcare destul de mare. Hai să vedem și botul mașinii, un pic mai bine, dar și interiorul. Mânerele de la NG4, discuri pe spate, jante pe 16, dacă nu mă înșel. 1.55-16, sunt destul de subțirele pentru restricție redusă la înaintare și avem anvelope Kumo Solus. Engineer din Korea. Made in China, anvelopele, presupun. Mașina vine cu punte pe spate, dar nu avem independentă. Și al treilea stop de frâne e integrat aici. Parcă lipsește ceva, parcă e un pic cheală în zona asta. N-are un eleron din ăla foarte agresiv, dar partea asta tot cu rol aerodinamic este gândită. Deci e destul de interesantă. Da. Rezervorul. Stai că e cu volan pe dreapta. Hai să vedem interiorul întâi. Bacheta spate. Hai să vedem materialele. Plastic dur aici, plastic dur, plastic dur aici, moale. Imitație din aia de piele. Dur, dur, buzunare micuțe, dar e o mașină clasă mică. Butoanele se simt exact ca la MG4. Au click-ul ăla de calitate, așa, vedeți? Amortizat, de fapt, de clac, tac. E amortizat destul de bine. Ia să rabatăm bancheta. Iar asta e un lucru destul de nasol, pentru că trebuie să te duci și în partea cealaltă să rabatezi bancheta. Și dacă ai un copil în brațe, să zicem, eu am camera de filmat și am un copil în brațe, ia. Hai să mergem pe partea cealaltă. Așa. Mergem în zona asta. Ei, poți, dacă ești un singur om, să rabatezi bancheta. Nu avem podea plană, dar aia e. Cui trebuie? Și probabil să spuneți, mie îmi trebuie. Ei, și dacă ți-ai prins centura aici, nasol, trebuie să te duci să rabatezi bancheta din ambele părți încă o dată. Ceea ce noi nu o să facem acum, că nu vreau să pierdem timpul. Lăsuțe, frumos, guri de ventilație în spate în clasa mică. Bine, bine de tot. USB-C, știu că vedeți invers, dar nu contează, și spațiu de depozitare. E foarte greu să bag eu camera așa, dar uite că am reușit până la urmă. Plafon negru, mânere la toate ușile, mai puțin la șofer. Nici n-ai nevoie la șofer și asta este tapiseria. Un pic de piele, bine, piele e mult spus, un pic de imitație de piele, material textil, hai să vă arăt și textura, să-mi spuneți voi ce părere aveți, experți în materiale. Isofix pentru scaunele de copii avem și avem chestia asta cu Sky. Deci e destul de drăguț pentru că nu mai pierzi căpăcelele, știți? Cum vă dați seama că o mașină la mâna a doua a fost a unor părinți care cărora nu le-a păsat? Când au căpăcelele, nu știu, cumpărați un Tiguan la mâna a doua, să vedeți că majoritatea au căpăcelele scoase că le-au pierdut proprietarii. Știți, și arată destul de urât. Ia să vedem. Gros, 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 gros. Vedem? Ia. Cam așa se aude ea, că n-am dat eu tare ea. Așa se aude. Una machina fabricata în China. Așa. O să mergem și în față. O să așteptăm pe domnul. Plastic aici, plastic în față la antifonare. Hai să vedem botul, da? Deci avem niște LED-uri normale cu proiector. Semnalizările sunt cubec. Da. Prize de aer reale aici, zona de sus, false zona de jos. Grila este și ea parțial deschisă, dar nu avem grilă aerodinamică. Imitații de fibră de carbon aici, am mai văzut la MG chestia asta de mai multe ori. Camera frontală aici, botul e destul de jos. Culoarea îmi place foarte mult. În Anglia costă 545 de lire vopseaua asta. Nu știu cât costă în România, probabil mai puțin. Avem camera frontală acolo în parbriz pentru sistemele de asistență. Mașina vine cu suficiente sisteme de asistență. Hai și la interior, dacă tot am apucat. Privacy glass în spate, volan încălzit, scaune încălzite, da, impuls doar la un singur geam, la cel al șoferului. Și ia să vedem interiorul care, primul e foarte cald, că interiorul negru la mașina asta. Scaunele, hai să vedem, hai să stăm pe scaun. Tot jumătate tapiserie din piele, jumătate tapiserie. Da? Ok. Și ceea ce e ciudat este că au pus USB-C la MG3 care a apărut înaintea HS-ului și HS-ul are doar USB-A. Nu știu, a rămas fără USB-C-uri.
Volanul este fix identic cu cel de la MG. Opa, stai mă, nu spune că nu e reglabil pe adâncime. Ce n-ai, mă? Nu e reglabil pe adâncime. Și este reglabil doar pe înălțime. Trebuie să vedem când o să o conducem care e poziția la volan. Și trebuie să vedeți și voi când vă duceți în showroom, pentru că este o persoană mai micuță. Hai să vedem ce pot să vă arăt. Deci, manetele ca la alte MG-uri, butonul de start aici. În dreapta avem comenzile pentru oglinzi, încuiere, descuiere, înălțimea farurilor, rezervor, nu știu cât e capacitatea, probabil sub 40 de litri la o versiune hibridă. Avem aici deschiderea capotei. O să mergem să vedem și motorașul până una alta. Schimbătorul exact ca la MG4, frână de parcare electrică, autohold, moduri de rulare, despărțitor la suporturile de pahare, priză de 12V, două USB-uri, guri de ventilație, 1, 2, 3, 4, scurtături pentru infotainment și pentru... Interesant, clicul. Scurtături pentru infotainment. Aici avem un plastic din ăsta texturat așa. Hai să vedem materiale. Deci aici avem materiale tari. Nu-l avem panelul ciocanelul, că ni l-ar fi luat la vamă, la security. Aici avem imitația asta de piele cusută. Da, dar e cusătură, nu este plastic cusut. Tapiseria pe scaune e la fel precum în spate, cu acele cusături. Plastic tare în zona asta, tare în zona asta. Asamblarea se simte ok, adică, bă, nimic nu se mișcă. Ia, în zona asta. Nu pare să se miște. Aici avem o tăviță, deci cotiera încă o dată nu se extinde în clasa asta mică, mai grar găsește ceva. Dar avem o tăviță care se plimbă pe o șină și încă un despărțitor în zona asta. Să știți că aspectul practic nu e neglijat la mașinuța asta de oraș. Părerea mea. Ia, scaunele. Sunt confortabile. Destul de confortabile. Ia, reglaj lombar avem? N-avem. Ok, mi-ar plăcut să avem reglaj lombar. Ok. Șezutul nu e foarte lung, deci nu-mi intră în genunchi. Pentru persoane scunde e ok. Susținere laterală, vorba aia, știți cum e susținerea laterală? Din părți, v-ați prins de glumă. Da bine, ai un pic, nu ai exagerat, ai un pic acolo, știi? Trebuie să mergem să o conducem. Scaunele sunt asemănătoare cu MG4, nici acolo nu avem cea mai bună susținere laterală, dar o să vedem cum se conduce. Oglinda, da, mare. Imens, nu știu ce Dumnezeu au pus, că au furat de la Tesla, că Tesla are oglinzi mici, au furat sticlă de la Tesla și au pus aici oglindă foarte mare, plafon negru, plafonul e de la de carton, așa se simte. Asta este textura lui, dacă vreți să știți, nu se extinde, dar avem luminiță la el, mâner la șofer n-avem, cam ăsta este MG-ul. Pedalierul tot așa, din cauciuc, nu este pedalier din aluminiu, am impresia că la MG Cyberster era din... textil, din metal. Și cam atât. Vreți să știți ceva? MG putea să facă o versiune termică, putea să-i dea un 1.5 aspirat 100 de cai, să-l pună la 15.000 cu tot cu TVA, ar fi fost best buy. Ar fi fost. Dar s-au gândit ei, hai mă să facem un full hibrido, da? Și apropo, taxarea la mașinile chinezești doar pe electrice. La hibride și la termice nu. Adică o să fie taxat Cyberster, o să fie taxat MG4, dacă e să fie până la urmă implementată chestia asta. Dar nu vor fi taxate termicele sau hibridele sau plug-in hybridurile. Deci cumpărați cu încredere. Asta dacă vreți, că nu vă obligă nimeni. Nici eu nu vă oblig să cumpărați, dați banii pe ce vreți voi. Și un Astra H la mâna a doua e foarte bun. Diesel, 1.700 de cai. Tank. Bun. Asta este MG3. O să-l testăm în România cât de nu poți să scrii curând fără cur. Aici avem un Cyber GTS. Bun. Eu am programat la test aici la Goodwood și nu știu la 3 fără un sfert cât e ceasul acum. E 12:30. Nu știu cum o să pot să filmez, dacă o să pot să filmez. Am camera la mine de filmat pe cap. Putem poate să luăm niște imagini, dar ăsta este un Cyber GTS concept. Mie mi-au programat un GTS. Nu știu dacă e Cyberster GTS sau Cyber GTS, dar ăsta este concept, asta nu e o mașină reală. Seamănă cu Cyberster din bot, dar
Dacă nu vreau să-i stric cadrele lui nenea cu camera. Dar, mă rog, pe lângă faptul că are Continental Sport Contact și n-are Pirelli pe zero, astea nu-s frâne adevărate, nu-s discuri de frâne adevărate, e o machetă. E o machetă foarte mare. E motivul pentru care mașina nu are interior și nu se deschide. Dar e posibil să intre în producția de serie. Așa arată și de la spate. E o versiune Jaguar F-Type de la Cyberster Roadster. Că așa a apărut și, cum îl cheamă, Jaguar F-Type prima dată. Eu am programat ceva la test, probabil asta, un pic mai încolo. Vedeți mai încolo dacă am condus-o sau nu. Chiar sunt și eu curios ce va urma. Difuzorul e cam la fel, deci este practic o versiune coupe a lui Cyberster. Este Cyber GTS. Morris Garages by Psych. Pentru cine nu știe povestea lui MG, în anii 50 ei au încercat și chiar au doborât la Bonneville niște recorduri de viteză în 1957 cu nimeni altul decât Stirling Moss la volan. Mașina avea un coeficient aerodinamic de 0.12 și un motor de 1.5 cu 290 de cai putere, supercharged. Da, ia să vedem cât a prins, 400 la oră. Deci asta înseamnă aerodinamica, da? E, aici avem un concept care se numește EX181 electric. Și cam așa arată. Și este un monopost. Active panel keep clear. Niște căpăcele la roți, niște anvelope aproape de slick, niște faruri aproape de Cyberster. Și cam așa arată. Și asta este ușa, deci parbrizul este și ușa în același timp, e monopost, se deschide cum se deschide capota de Dacia 1300 și intri la interior. Și ca la mașină de Formula 1, amortizoarele sunt în interior. Bine, nu știu dacă mașina asta chiar merge să e doar un concept. Eu cred că e doar un concept. Dar chiar și așa, e un concept interesant. Spre asta ne îndreptăm. Mașini aerodinamice cu emisii zero. Cum vom ajunge acolo? Asta nu pot să zic. Nu știu dacă va fi pe baterii, nu știu dacă va fi pe hidrogen, dar na. Shanghai Automotive International Corporation Light Technology. Asta este mașina. Coeficient aerodinamic tot 0.12. Hai să vedem și spatele. Hai să vedem și spatele. Pe fiecare roată mă amuză că scrie rear right. Asta pare totuși să fie mașină. Nu știu dacă e doar concept, adică machetă. Stopul roz. Al treilea stop de frână e mai lung decât multe mașini. Evident că totul se întâmplă pe sub mașină. Multă aerodinamică pe sub mașină. Așa cum se întâmplă la multe modele de curse. Mi-e tare greu să cred că asta merge. Dar mă rog, nu pot să-i învinovățești că încearcă. Bun, deci acum suntem la celălalt circuit unde se ține Goodwood Revival. Nu vine să cred că merg fix pe circuitul ăsta unde se organizau curse de Formula 1 în anii 60. Fix pe circuitul ăsta. Astea sunt Cyberster-urile. Din câte am înțeles, nu o să mergem și cu Cyber GTS-ul. Aia e. Problema e alta. Că e posibil să nu pot să filmez. Având casca, eu nu pot să pun camera pe cap. N-avem voie să le ținem în mână, că ne dau black flag. Și atunci trebuie să găsesc un suport de GoPro să-l pun pe mașină. Altfel nu o să pot să filmez și o să dau tura singur de nebun. Aia e. Dar măcar știm că putem să mergem pe circuit cu mașinile. Bun, am pus camera aici pe parbriz ca să vedem mai bine. Avem tururi cu instructor. Eu îmi setez poziția la volan acum. I'm ready. Let's see. Now, I'm just being a perfectionist. Your camera looks like it's facing left a little bit. It's facing left. You want me to straighten? Do you see what I mean? It looks like it's pointing just a little. Yeah. Just to be perfect. Just to let you know how this works now. Yeah. So you don't have a very long drive. So I apologize first of all. No problem. We're going to do two laps. It's a pretty long track, so it's enough time, but it's not the best. The first lap, like I said, I'm going to just tell you what's coming next. I'll show you the boards so you know where we're going to be braking, where the good turn-in points are, and where the good apex points are.
there are some marker boards to really help guide you. So even if I said nothing, you can still see the boards. And as long as you go near the boards, so when there's a big red arrow, you should drive close to it. And just before you hit the arrow, then you turn in. Okay. And after you turn in, you'll see a big rectangle yellow board with a black cross in the middle. Yeah. And that's where you should get close to the inside. So basically the main boards are turn, apex. They're the two. Turn, apex, yeah. And if you go from the turn to the apex all the way around the track and you always look for the next red arrow or yellow apex, yes, then you'll be on pretty much the right line. And then the only extra thing you have to think about is when to brake. And that depends how fast you're going. Okay. So I'm sure you managed to drive on plenty of roads that you've never seen before and you don't crash. And it's just like a road you've never seen before. But yeah, we've got more room. We've got more space. Okay. So on the first lap, like I said, I'll just tell you, if we need to overtake someone, we have to pass them on the left. On the left. And if someone's behind us, I've got the mirror. So I'll tell you that they're going to come through. But normally there's so much room, there's not many cars on the track, so we might never see another car. Okay. That's really it. So enjoy. Yes, good hand position. Thank You've you. Driven on a track before. This is good. Perfect. So whenever you're ready, we can pull it into drive. Pull it into drive. And we can head off. The only confusing part for me is the right-hand drive bit. Yeah, I feel your pain because I've raced a lot of left-hand drive cars. Yeah. And it always feels weird. Okay. It takes a while to get used to. So the only thing to remember then is give the grass a little bit more room than you think. Okay. Because I've had a few drivers today just put the left tires on the grass. Okay. And because they're used to driving right-hand drive cars. Okay, so you can give it full gas out of the pits. Okay. Just to get a feel for the acceleration. And you can already see the first red arrow. Yeah. So we need to brake a little for this corner. But you're going to see it's quite a long corner. So this speed's good. And you go red arrow to the yellow apex. And there's actually another apex here because it's such a long corner. So there's the second one. And we can hit that one too. And then away you go, full gas. Now the next corner is is not very slow. It's quite a fast corner, so you just need a little bit of brakes. So about now, and that's enough, good. And through the corner we go, close to the apex, nice. Okay. The next corner gets a little tighter, so after we go over this hill, you see the red arrow, and we're gonna brake for this one, so a little bit of brakes. Okay. Oh, on the grass. Yeah. There's the yellow board. That's all right, we made it. And straight to the next red arrow. That'll be good on your video. And then a little brake close to the yellow apex. Close to the yellow. Nice. And then lots of gas through here. Cool. We're looking at the next red arrow that's out of this little hump. Now on the brakes again. Nicely done. And from the red arrow over to the yellow square. And now this corner's a little bit more open. So you can go a little quicker through this corner. Now you can go full gas. Let's go for it. Okay. Just dodge the birds and it's full gas down this straight. So ignore the corner, just keep going. Keep going. That's good. Okay. Now at the end of this straight, there's a pretty tight corner. So we want to brake before the 200 board. Okay. Nice. And we're aiming straight for the red arrow. Straight for the red. That's it. Cool. So we can brake just a little more gently than that, but we'll brake for a longer period next time. Yeah. It'll make a bit more sense. One more corner to go. And it's this very tight chicane, so be careful of the barriers. Yeah. A little brake, and just give yourself some space to get through. And then we're gonna go again. Now this time, I'll stay quieter unless I think you're not gonna brake. So just remember to brake for the corners. Yeah. Well, you can tell me, it actually helps. As long as you don't need to talk for the camera. Yeah. So we're gonna brake about now. Okay. And just watch out for the grass, because we're a little on the grass there. Okay. Nice, close to the apex, and then the next apex as well. You got it? Go, go, go. Full gas. Full gas, okay. Nice. Oh. Now the next corner is that fast right where we need a little bit of brake in. A little bit of brake. Let's stay off the grass this time. Okay. So a little brake in. Right, now back on the gas. Nice. And this is the section where we got a little bit too close to the grass, so just watch out for that. We're gonna aim for the red arrow again. Yeah. That's good. Little brakes here. Brakes here. Perfect. In we go. Awesome stuff. And then brake again. Good man, in we go, nice corner, that's good. That's more like it, that's a really good there. I'm having fun. That was good, man. Okay, another brake about now. Close to this red arrow, a little more brakes. Good, and in now. Yes, you got it, you got it. That's on the limit, yes. Full gas now, full power. Full gas? That's the fastest I've been through there all day. No way. That was good. No way. Keep going, keep going. So full gas down here.
Now remember, this time when we brake for the next corner, we're going to brake a little bit more softly, but over a longer period. So you don't need to stamp on the brakes, but kind of now, that's it. And then we just extend the braking area to here. That's nice. Then you can ease off the brakes. Round we go. Now, tight to the yellow square. Would you like to do one more lap? Yes, but, I would. But with you talking to the camera, without, so maybe slightly slower. But no, I want faster. Okay, and we can go one more then. One Let's more. Go. We'll just pretend we did two. Okay? Yeah. And someone asked. No, so, I want faster. I want to be a better driver, let's say. Well, you're doing a good job, man. It's really good so far. Thank you. So, we're going to brake it out here. Of 50. Yeah, this is good, in between the 50 and the brake board. A little bit more. Okay. Good. Close to the yellow apex board. And stay tight like this. Stay tight. This is good. We're going to pass these guys on the straight. Let's go. Full power, straight past. You got him. Straight through. Nice one. Thank you. And remember, this is the corner which only needs a little bit brake. Of brake. Yeah, so just before the turn. Here. Little brake. That's enough. Go, That's go, enough. Go. Full gas. Nice, really good, really good. And I know you can't see it, but we go slightly to the right over the hill. Okay. Now straight braking, perfect. Straight braking, and yeah. And we turn just before this board, in we go. Like this, really okay, good. Okay. Over to the next red arrow, little braking here, a little bit more. Good, you got it, back on the gas. And that's the limit, you can't carry any more speed there, that's perfect. Okay, so same again, be careful of the grass, but brake. Yeah. We're gonna wait for the red arrow and in now. Now. Little bit of gas, but not too much. Good, that's good. Now you can go. Go, go, go. Full gas. Full gas. Full gas. Go, go, go. Awesome. This is a great job. Great job, man. Really Thank good. Thank you. This is nice. I'm enjoying it. So full me too. Speed through here. Full okay, gas. Full through gas, here. Full gas, full gas, full Keep gas. Keep going. Keep going. Nice. And we're gonna brake just before the 200 board, so keep going. Now. And then brake. You got it. And we're gonna head for the red arrow. That's nice. Just as we arrive, we turn to the next red arrow. Okay. And then we go into the yellow square. Back okay. on the gas. Yes. One more corner, and we're going to come into the pits after this corner. So hard on the brakes. Hard. Nice. Into the chicane. And this time, we're going to turn right into the pit lane. That was great, man. Oh. So on the brakes here, just so we don't scare the marshals. Thank you. And we'll head down the pits. Thanks. Îmi pare rău că n-am putut să vorbesc foarte mult, dar m-am distrat foarte tare. Sper că s-a văzut bine. Oh, eu m-am distrat de minune. Thank you. Even though I couldn't talk to the camera very much in my my language, most Romanian people know English, so. Okay. I'll bet they felt the adrenaline just like we did. Thank you. Oh, thank you. I've seen the revival a couple of times. I kind of knew the track, but being here, you get more elevation than on TV and on camera. Yeah, you definitely do. Yeah. Did you? I can. So now we're in the pits. I can hold the camera if you want. It's only on the track when we're. So if you wanted to talk to the camera and have an angle of view here, yeah, then I can do that. Deci am fost și cu Cyberster-ul pe circuit. Ați văzut turul de circuit. Mașina accelerează foarte lin. Am fost pe modul super sport aici pe modul de rulare, accelerează foarte, foarte lin, în special la viteze mari, stă foarte bine. La un moment dat, la limită, simți un pic că ar vrea să plece, în special pe frânare, când intri cu prea multă frână, fuge un pic mașina, dar fuge cam cu toate patru roțile, nu cu, doar cu spatele. E ceva interesant. Nu știu ce viteze am avut, nici nu-mi pasă, circuitul este legendar și ce să mai... Mișto Cyberster-ul. Thanks again. I had a great time. A great, great time. Ciao.